Hei, salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru de YouTube. Așa frumos, nu crezi în filmare? Da, fraților, am de găsit, pe drum. Am găsit o... o fântână părăsită. Mi-a plăcut foarte mult. Am văzut destul de multe fântâni, dar asta mi-a plăcut foarte mult. Da, e mare, acoperită. E și părăsită. Și ce credeți? Dăm un pic cu magnetul. Mă dor picioarele cât am băgat la pedale la mașină. Hai că mai avem puțin până la Mărășești. Ne-am mai oprit de vreo 200 și ceva de kilometri. Acolo ne relaxăm un pic. E și umbră aici. Da. Da. N-am mai fost de mult. Pești și o măsuță. Hai ce mai am făcut, măcar să iei pe pas așa, știi, să mai se oprească nimeni. Și umbră aici. Avem acolo să măsuță. Mai lecăm nicio? Încercăm. Vede că a sunt gunoaie aici, se văd bidoane. Da. Este un pic de apă. Vedeți mașina tu? Așa că încercăm. L-avem pe cel cu două fețe. Da, l-am lăsat deși la, la mare, dar n-am avut pe unde, când curcam unul pe acolo. E. Da, să pregătesc asta. Gata și mare. Gata și mare, am stat 3 zile. Ne-am plictisit. Am vrut să mai stăm, dar n-avea rost. Că ne-am pârlit un pic cam tare. Ne-am înnegrit. Ne-am făcut băieți frumoși. Hai să rucăm pe altă, dar urmă din muște și am încălțat asta. Prinde muște. Vără fi mortăciu? Nu știu. Bă, dar ce adânc e, frate. E adâncă? Da. Nu, chiar are o drumate. Ia ajunge până la gât. Dar muștii de alea mari. Dar vezi că ți-am muștii aici? Dar mari și... nu simt nimic am mult, da? Încercăm. Încercăm așa, ușor. A fost destul de interesant când am văzut-o. Da. Ca o căsuță așa, mai zis ce am mai spus, nu? Am dus, cred că vă 5 fântâni, dar nu era așa înțeles. Trec și mașini, dacă... dacă ne auzim, ca să scot, să vedem. Așa puteți așa. Tu ai simțit ceva e mai greu? E fix lângă șosea aici. Da. Era bun dacă se ducea un popas și aici, curățat frumos. Că arată, ba, arată și bine și e și umbră, știi? Mânca lumea ceva. Curat, ca lacrima. Curat ca lacrima. Curat ca lacrima. Mai încearcă puțin, poate mai găsim ceva fântâni când ajungem acasă. Ne mai oprim. Curat ca lacrima, nu vine să crede. Chiar mă gândeam că se și repede. Înseamnă că nu fi chiar părăsit așa de mult. Nu, iese părăsit. De mult așa. N-a aruncat lumea. Cine să arunce aici în pustietatea? Da. Apa chiar nu miroase. Miroase bine apa. Nu e multă apa. Deși s-au oprit destul de mulți oameni pe aici, că mai încolo la mașină sunt o grămadă de gunoaie, da, chestii de mâncare, ambalaje. Era bun și de băut apa asta. Bă, că nu e chiar așa mult, dar... aruncă de câteva ori, de multe ori. Am găsit ceva, nu știu, un cap de cui ceva. Ba, și apa e curată, nu-i mult, dar... asta e bine de curățat, nu sunt să leagă ceva, să dă oameni. Simți? Da. Ia vezi, încet. Vezi, se lungește. Încet, că nu cred că n-avem ancora. N-avem ancora la noi. Sunt bidoane aruncate pe aici. Ai ceva? Da, e ceva. Bă, oh, câte acolo șuruburi de-astea! Dar unde au fost astea până acum, că am dat de grămadă de urici. Așa multe? Ce mai dă în locul ăsta? Ce fi căzut de pe aici? Bă, dacă te-a fost șurubă de să... bă, să fii atent că-s buni. Uite-le că... să le iau acasă, știi? Normal. Că-s buni, mă. Chiar dacă sunt genitii un pic, n-au capul stricat.
Sunt sute, sunt o grămadă de obiecte aici, dar e mâl, e mâlul mare. E mâlul mare. S-a afundat magnet un pic în mâl și am prins ceva. Ia, vezi, poate mai reușesc să-l mai afunz. Uite-mă că n-am plecat cu mâna goală. Dar mă oftic că magnetul ăsta se pune așa, nu știu de ce. Se prinde... Prinde așa, nu știu de ce se prinde, mă enervează. Cred că ajunge în mâl și se lasă și ei. Da. Dar și rămâne așa și de aia. Mi-a trebuit să stea așa. Chiar peste aia, să le luăm acasă. N-am ceva. Pare chiar gros. Bă, ești nebun! Bă, Mihai, arată-mi părșul ăla! Mamă, ce de ăstea, dar unde naibii? Doamne, maica domnule, ce-a făcut, m-a aruncat așa o zubule aici în apă? O mulțime. Și cred că mai sunt. Dacă avem magnetul la mare, lat. Da, era bine, dar îl avem doar pe ăsta. L-am luat doar pe acesta. Dacă s-a fund încet, încet? Păi fi scăpat cineva? Nu. Da. S-ar trage așa. Și scapă pe urmă. O fi celul mai mare? Nu știu. Sau o fi tot din astea și... Ia vedem. Iar scoța s-a plinit cu jur. Ia. Ai ceva, cred că tot. Mai ai ceva. Au o bucată de plastic și prinde... Frate, cât de astea am zis și voi? Doamne. Dar ce s-o fi întâmplat? Sigur că scăpa cineva pe cutie. Sunt destul de bune, adică nu... Sunt bune, mă! A scăpat cineva pe cutie de-astea. Dar simt ceva greu acolo. Cred că tot din astea sunt. Bat pare cu scoter plin ăsta cu hoșurubă. Vă zic la fel. Ia, fii atent acum. Fii atent. Tot din astea, cred că. Băi, du-te, nu pot să cred așa ceva cât e de astea. Dar de unde, băi, frate, luați? De unde atâtea, de unde atâtea? Hai că le scapi. Să. O mulțime sunt. Și cred că dacă mai bagi, tot din astea scoți. Cu atâtea până la noapte, cred. Am fugat gaură aici în mâl și am dat ieri, știi? Aici cred că sunt foarte multe obiecte, dar e mult, am mult mare. Dacă a ajuns pământul ăsta pe aici, așa, da. Sigur a intrat și un pântân. Asta zic și eu. Doamne, câte din astea. Se caută o punguliță. De să le iau acasă, că-s bune, mă, ascult la mine, că-s bune. Par un pic rugențe, dar nu sunt chiar așa. Au capul bun care taie. Mai simți ceva? Da, da, tot este. Gata, asta nu mai doar, dacă scot o dință, nu mai doar. N-am și așa. N-ai nimic. N-am. Nu? N-ai apucat să-l... Mai faci? Mai două dată. Mai două dată. Ultima dată. Ultima dată. După aia m-a dus să caut o punguliță, să ți le pun. O să fie mașină. Sigur a scăpat cineva pe cutie de-asta. A pus-o acolo pe margine. Anul ăsta sau anul trecut. Dar nu cred că-s de anul trecut.
Nu, parcă nu că sunt bine. În stare destul de bună. Sunt un pic ruginite, dar foarte puțin, adică nu. S-a pus iar magnetul pe parte. Nu e geamul magnetic, chiar la acum. Ăsta normal nu e de... Mai încearcă o dată. Încă o dată. Se atrage? Când simți aceea când se atrage. Aha, da. Da, da? Mhm. Cred că tu o din astea. Foarte multe muști din astea mari. Este la o mezi atunci. Gata, îl scot. Ajungi. Nu, s-a prins iar. Nu, mai sunt. Nu. Dar nu mai sunt. Zici că nu mai sunt? Nu, cred că mai sunt, dacă e puțin. Păi am scos o gândi cât am scos aici. Bine, Alex. Papuci cu șosete, bine. Da, nu, am șosete rugați. E prostie, e? Super. O să caut o pungă. Hai că nu mă așteptam să prindem. Nu mă așteptam. Să agățăm din asta. Ai scăpat și pe jos câteva, da? Are. A fost bine că m-am mai relaxat un pic. Am mai deschis picioarele. Continuăm drum. Deci ne întoarcem acum, suntem cu fața invers. Pentru că am văzut-o, da, am văzut-o și... Ne întoarcem și îi dăm drumul. Îi dăm bici înapoi. Bravo, bună treabă. Am zis că le luăm. O... Glumă. Da. Sunt bune, eu, ce să cumpăr? Chiar mai trebuie pe acasă, mai prind o tablă, mai prind o... Este normal zi tablă. Poate mi scap și-o cu tot cu până. Da. Ce spui? Da, magnetul, nu-l scot afară. Poți? Da, poți, prin țipi. Hai, grijă că și cheia la... Jumătate de cutie, de poltrucuri. Păi da. Treabă bună! Gata, Alex și-a luat premiu. Și cam acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share pe Facebook și să apăsați pe clopoțel. De asemenea, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram la mihaela.dog. Hai, pa!